Bună seara tuturor celor care fie că vor, fie că nu vor, se află la casele lor. E trecut de ora 23, iar acest COVID-19 a reușit într-un singur an ce nu au reușit mamele, tații, nevestele și amantele la un loc. Și anume să ne ținem la cutiuță în casă. Astăzi emisiunea Ochii pe mine face casă bună cu succesul feminin pentru care am cel mai profund respect. Margaret Thatcher spunea, dacă vrei ca ceva să fie spus, cere asta unui bărbat. Dacă vrei ca ceva să fie făcut, atunci cere asta unei femei. Și pe principiul că o femeie este precum un pliculeț de ceai, nu poți ști cât de puternică este decât după ce ajunge în apă fierbinte, atunci Ochii pe mine reprezintă apa fierbinte și vei face cunoștință cu două femei foarte puternice și seducătoare în același timp. Este vorba despre Ioana Mănoiu, managing partner al agenției GMPPR, și Sorina Fredholm, antreprenor și fondator One to One Tribe. Ok, hai să facem să dea în clocot discuția cu prima noastră invitată. Este vorba despre doamna Ioana Mănoiu, managing partner al agenției GMPPR Sormâna. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi în studio. O să intru direct în subiect și am să întreb cum a transformat pandemia zona asta de relații publice, cum ai simțit perioada asta. Pentru campanii știu că a fost o perioadă destul de grea, nu prea s-a întâmplat. Pe partea de PR a fost activitate sau? O, Doamne! Totdeauna perioadele de criză. În perioadele de criză este nevoie de mai mult PR decât în perioadele de liniște, pentru că trebuie să comunici mai mult. Trebuie să comunici de ce n-ai făcut campanii. Da. Da, deci a fost un an foarte tumultos din toate punctele de vedere, cum a fost pentru toate industriile, dar ce ni s-a întâmplat nouă pe lângă toate, tot imprevizibilul și mutatul de acasă și așa, a fost o zonă de volum foarte mare de muncă. Deci ăsta a fost paradoxul. În timp ce erau atâtea industrii care se închideau, erau alte industrii care trebuiau să comunice mult mai mult, să îi convingi pe oameni să vină la serviciu în continuare și vorbim de zonele cu corporate, de exemplu zona de retail în care trebuia să convingi când o țară întreagă rămânea acasă, trebuia să-i convingi pe oameni să vină în continuare în magazine, deși erau mult mai expuși. Vorbeam de vești proaste care trebuiau comunicate, tăieri, restructurări, iarăși era nevoie de comunicare. Deci să spunem că am schimbat subiectele de conversație față de ce discutam înainte, dar comunicare a fost și chiar la un nivel mult mai intens decât cu un an înainte. Cu un an înainte, bănuiesc că comunicați mai des vești bune, vești acum bune, comunicați frumos, mai des vești proaste. Da, da. Și deci, se întâmplă să vrea oamenii să tragă în mesager? Da, da, asta suntem obișnuiți, că nu suntem neapărat în cea mai într-o meserie pe care oamenii când aud în ce domeniu lucrezi spună, wow, ești doctor, ce drăguț, sau ești arhitect, construiești case. Nu, când spui că lucrezi în PR, există niște conotații. Dacă sunt conotații peiorative, probabil că sunt până când se lovesc prima oară de o comunicare proastă și atunci pun mâna pe telefon și zic, ia la ce agenție de PR să sunăm ca să rezolvăm această comunicare proastă. Exact. Care e cea mai importantă lecție pe care un om de PR a învățat-o în vremea asta de COVID? Deci cu riscul de a suna banal, cred că adaptabilitatea. Adică a trebuit să fim atât de flexibili în ultimul an și să dărâmăm tot ce știam și tot ce credeam. Adică noi făceam lucrurile într-un anume fel. Okay. Ei bine, nu. Deci n-a mai existat nicio regulă, lucrăm de oriunde, lucrăm oricum. Dar ce rămâne, deci sunt niște elemente constante, rămâne nevoia de comunicare, rămâne zona asta de texte bine scrise, va rămâne o zonă foarte, foarte importantă, dar subiectele se schimbă și trebuie să te adaptezi la noile subiecte. Și voi erați condiționați de mersul la serviciu înainte de pandemie, acum să înțeleg că puteți lucra și de acasă, și din pat, și din excursie la munte. Da. Pe de o parte, e mai bine că s-au obișnuit cumva patronii de business-uri de genul ăsta, să lase omul să lucreze și din vârf de munte, dacă e cazul. Până la pandemie era cam greu să obții genul ăsta facilitate. Nu aș fi crezut niciodată că nici eu nu vreau să mă întorc la birou. Deci pur și simplu te obișnuiești, inițial este foarte neplăcut, deci nu-ți place și spui, aoleu, mi-e dor de colegii mei, vreau să stăm împreună la o cafea, să socializăm. Și da, nu e delimitarea aia de spațiu de lucru față de spațiu de acasă, care are conotații diferite. Ce înseamnă performanță în relații publice? Performanța în relații publice este dacă clientul care te-a angajat își atinge obiectivele.
Că practic noi nu facem adică artă. Adică mesajul a ajuns unde trebuie. Deci cei care te angajează, că sunt branduri, sunt corporații, sunt oameni, că poate să fie personal branding, cei care te angajează au niște obiective de atism. Poate să fie obiective că vor să fie mai cunoscuți sau poate să fie să rezolve o criză de imagine. Sau, nu știu, să-și comunice o ofertă. Să-și comunice o ofertă, exact. Fiecare vine la tine pentru un anumit motiv. Și performanța este dacă persoana respectivă sau brandul respectiv își atinge obiectivele. În rest, este artă, este ce vrei tu, dar nu este performanță. Acum degeaba că... câștigăm niște premii, vorba aia, dacă clientul la sfârșit n-a vândut nicio sticlă de apă. Acum, dacă tot a fost 1 martie, a fost 8 martie, ați întâlnit cazuri de oameni care au apelat la agenția de PR pentru a redacta o scrisoare de dragoste? Sau... nu știu, poate, dar nu la noi. La noi n-au venit. A fost și filmul ăla cu Joaquin Phoenix. Am avut pronunția cam greșită la asta. Her, parcă se numește. Da. GMPPR este la ora actuală una dintre cele mai importante agenții de relații publice din România. Ce e mai greu, să ajungi în vârf sau să te menții? Categoric, să te menții. Deci să ajungem în vârf pentru noi în anul 2005, să ajungem... Deci într-un an am ieșit agenția de PR a anului. Deci a fost, dacă mă întrebi acum, a fost cu minim de efort. Cred deci aveam doar foarte mult entuziasm. Boom-ul vostru maxim a fost atins cu campania pentru prezidențială a lui Băsescu, cu Ardei Iute. Era agenția de publicitate din grup cu Felix, cu partenerul meu, erau alte, exact, în perioada aia. Cam în perioada aia a fost, era lansare. Deci ca să ajungi în centrul atenției și dintr-o dată să fii foarte cunoscut, este suficient o campanie, o idee. O idee foarte creativă pe care ți-o preia toată lumea. Cum a fost One Hit Wonder. Exact. Okay. Cu One Hit poți să ajungi mâine cea mai cunoscută agenție din România. Dar nu înseamnă că poți să mai faci alte hituri. Aici este zona cea mai complicată, să reușești de-a lungul anilor să te menții la o anumită constanță. Ioana, aș dori să vorbim un pic și despre viziunea omului de PR. Ce vede un om de PR și nu văd ceilalți oameni? Potențiale riscuri de imagine. Deci am ajuns, asta e defect profesional, după ce rezolv foarte multe crize apărute de niciunde, de la o replică, de la un post pe Facebook și așa, ajungi să vezi crize și acolo unde nu sunt, să vezi un potențial de criză. Și atunci tot timpul noi este mai degrabă în zona paranoică, dacă vei face asta, s-ar putea ca 5 consumatori să se supere, să vină să facă un protest în fața companiei. Pe prevenție. Pe prevenție, da. Deci am ajuns să fim tot timpul cu alarma pusă și spunem, deci asta poate să ducă la protest, poate să ducă la boicot sau poate să ducă la pur și simplu să-ți atace pagina de Facebook într-o noapte. Deci... Sunt interesat de crizele de PR. Dă-ne niște exemple concrete de crize de PR în România. O, Doamne! Păi crizele de PR poate să fie... deci, în primul rând, că înainte de COVID erau mai multe crize. Deci noi eram ca pompieri. În fiecare săptămână rezolvam minim o criză. Crize pornite de la oameni obișnuiți. În ziua de astăzi, fiecare consumator are un grup de media cu o pagină măcar de Facebook, de Instagram, are ceva și poate să atace o companie. Mi-aduc aminte de un director de creație de la noi din grup care își branduise mașina și spunea această mașină e cea mai proastă mașină din lume. Și mergea prin oraș cu acest upsipil. Poate era sticker. Supărat. Era foarte supărat, da, pe producătorul respectiv. Și el, practic, crea o criză de imagine la fiecare drum pe care îl făcea de acasă până la serviciu. Deci astea sunt crizele moderne, în care consumatorii, oamenii obișnuiți... Și după aia va suna producătorul, măi, nu vreți voi niște contracte și să scăpăm de omul ăsta acum? Sau nu vrea o mașină nouă de la noi? Culmea e că a venit concurența și a oferit o mașină nouă. Ah, excelent. Se poate întâmpla așa, da. Deci, crizele din anul 2021 sunt crizele pornite de la oameni obișnuiți, care filmează ceva într-un magazin, care filmează un produs cu probleme, care deschide o cutie de iaurt. Să facem un exercițiu de imaginație și să luăm un exemplu care îmi vine mie în minte. Acum a fost, cred că acum un an maxim, o criză de PR la un lanț de magazine, când a fost filmat un șobolan în vitrină. Da. Eu sunt reprezentantul magazinelor, te sun pe tine, băi, uite, râde lumea de mine că mi-au pozat ăștia șobolanul în vitrină, dar a fost un caz izolat. Eu ce trebuie să comunic mai departe? Cum o scot la capăt? Întâmplător, este foarte familiar acea criză.
Ce pot să vă spun este că în astfel de cazuri, dacă este un caz izolat, faci o investigație, primul lucru. Ai o reacție, orice ar fi, faci o investigație, vezi ce s-a întâmplat. Dacă a fost un caz izolat, îți ceri scuze și mergi mai departe. Îți ceri scuze, igienizezi. Nu poți să spui că e șobolanul concurenței? Da. Exact. Dușmanii ni l-au pus în vitrină. Ah, pe zona de imaginație, la creație, să știi că opțiunile sunt foarte multe, doar că corporațiile de obicei nu își permit să fie atât de creative. De jucăușe. Crizelor. Da, da. Dar de obicei trebuie să faci o investigație și să vezi despre ce a fost vorba. Și știu cazul, pentru că chiar asta a fost soluția pe care au avut-o, că au descoperit că au avut imagini din momentul în care cineva a plasat, că devenise o modă să plasezi, să filmezi. Da, deci devine foarte... Asta e problema la crize. Crizele devin foarte ușor virale, mai ales dacă sunt vizuale. Mai e considerat PR-ul oaia neagră a publicității? Mai degrabă cenușăreasa, adică noi eram aia cu care obțineam free PR, obțineam articole pe gratis. Ei bine, nu mai este chiar așa, că nu mai obținem. E mai complex, implică și mai multă strategie. Da, dar eu când am intrat în PR acum 20 de ani, era, fetele de la PR veneau bonus, deci lucram într-o mare agenție de publicitate și ofeream servicii, de făceam spoturi, media, campanii de la... Da, și veneau și fetele de la PR bonus cu un comunicat de presă. Și 2-3 interviuri, deci cumva asta, așa am intrat, într-o perioadă în care PR-ul era bonus. În ziua de azi, din potrivă, e foarte interesant că se mută bugetele în PR și facem din ce în ce mai multe campanii integrate, deci intrăm în... PR-ul eu îl văd chiar mai mult de atât, poate deveni și un lobbyist eficient pentru anumite produse, servicii. Cauze. Ce înseamnă de fapt să faci PR și cât e de eficient? Hai să luăm o zi aleatorie de la tine. Oricum, asta povestesc tot timpul și la cursurile pe care le țin. Deci PR-ul sună mult mai glam și mai sexy. Pentru că suntem foarte mult influențați de imaginea din filme, din Sex and the City și Samantha Jones și așa. Și în realitate este mult mai mult funcționari. Stăm foarte mult la calculator și scriem mail-uri, texte, documente și vorbim la telefon. Un PR trebuie obligatoriu să fie people person? Cred că ajută ca să poți să interacționezi ușor și să poți să fii un ambasador al clienților. Dar am oameni foarte buni care n-au nicio treabă, cărora nu le place să meargă la evenimente, care sunt mai degrabă... Se poate și așa. Da, care merg pe zona de analiză, de research, de prezentări, deci... Contextul actual a creat o situație de criză de PR, COVID-ul ăsta, din ce comunicat ai dat în ultima perioadă, ce reiese? Păi, e clar, e o mare problemă de calitatea informației. Deci oamenii nu mai știu ce este real și ce este fake. Da. Adică asta cu vaccinurile este cel mai bun exemplu. Deci, de 3 zile, toată lumea dezbate care vaccin, AstraZeneca, e real sau nu e real. Este război între americani, între reputația Pfizer, între americani și europeni. Deci nu mai știi. Și atunci, în această lume în care devii din ce în ce mai confuz și o criză de calitatea informației, PR-ul poate ajuta să ofere niște informații. Cum ai scoate pe cei de la AstraZeneca în momentul de față din problema în care s-au adâncit? Nu știu, deci este atât de complicat. Deci, în primul rând, că au reacționat reacționează prea târziu, deci ei trebuiau de mult. Reputația lor începea de mult să fie rostogolită. Da. Am văzut acum, când am văzut, era o știre, câte vaccinuri au fost și câte cazuri au fost de grave. Da. Și cifrele, într-adevăr. Doar că vorbești despre rațiune versus emoție. Vorbești despre oameni care acum își anulează programările. Ce stai să le explici câte cazuri pe rațiune? Nu mai are nimeni curaj. Deci în momentul ăsta AstraZeneca da, să faci un raport din ăsta. Atâtea cazuri raportat la o producție de milioane și atunci se minimalizează cumva. Da. Numai că oamenii nu mai pot să mai audă. Deci în momentul ăsta au ochii închiși și nu sunt decât pe panică, trebuie să mai anulez programarea. Deci asta este, asta s-a întâmplat. Ceea ce nu știe, adică nu cred că e corect. Cred că din atâtea milioane de zeci de milioane de oameni vaccinați, au fost câteva cazuri care au fost foarte promovate. Păi, na, se știa că în presă funcționează genul ăsta de articol pe negativ. Creativitatea poate rezolva aproape orice problemă în zona voastră? Depinde, nu aproape orice. Să știi că dacă m-ai fi întrebat acum câțiva ani, aș fi zis că da. Cât timp eram și eu mai visătoare și mai entuziasmată de competiții și de podium, îmi spuneam nu, cu creativitate faci orice. Dar sunt momente în care trebuie să fii mai mult strategic și trebuie să mergi pe zona bătătorită ca să atingi obiectivul și nu trebuie să creezi
că ai vers pe pereți și nici o baloane roz. O să luăm o scurtă pauză, Ioana. Mulțumesc pentru răspuns. După care revenim. Discuția continuă pe subiecte din zona de PR. Rămâi cu ochii pe mine. Am revenit alături de Ioana și continuă discuția despre PR. E interesant ce am discutat până acum. Vreau să te întreb, mai există noutate în PR? Mai există noutăți? Adică vă updatați constant la ce se mai poartă în lumea voastră la nivel mondial? Da. Deci noi anual, de exemplu, anual facem o prezentare de trenduri și știind că o avem planificată în luna martie, ne forțează pe mine și pe colegii mei să stăm să citim tot ce se întâmplă în lume. Și acum, chiar acum 2 săptămâni am făcut-o și am analizat ce au făcut brandurile din lume pe zona de COVID. Vorba aia, a fost un șoc pentru toate companiile. Și care e tendința? Păi prima, 89% din companii au comunicat și au făcut campanii pe plan internațional, era un studiu. Și tendința a fost că au fost confuze inițial, n-au știut cum să reacționeze, pentru că inițial tu veneai cu campaniile astea frumoase, excitement, vindeai vise frumoase consumatorilor și acum nu era potrivit. Când o lume întreagă sfere de anxietate și am revenit la nevoile de bază pe piramida lui Maslow de securitate și teama de ziua de mâine, nu mai poți să le vinzi Crăciunul cu zurgălăi. Și atunci cumva și-au diminuat, temperat tonul și au intrat mai mult într-o zonă de empatie, de căldură, de suntem alături de voi, vorbim despre ce treceți voi acum pe perioada asta prin casă. Am încercat o umanizare ușoară. Da. Ăsta a fost trendul. Care e elementul spectacol în zona de PR? Spectacolul mie mi se pare foarte mult. Culmea, deci spectacolul vine din două zone. Odată din zona de brand PR în care lansez produse, care din păcate în ultimul an n-a mai fost. A fost un spectacol negativ în ultimul an și acolo era o zonă în care puteai să joci foarte mult, să experimentezi, lansai un ruj, puteai să te joci, să faci bling-bling, lansai un parfum, făceai o super campanie, iar spectacol poate să apară la modul spectacolul adrenalinei din zona de crisis management, care mi place foarte mult. Adică, nu dacă reușești... sub presiune. Da, exact. Și dacă reușești să profiți de toată atenția, deci să nu o vezi ca pe o nenorocire care ți s-a întâmplat și să profiți de faptul că toate reflectoarele sunt pe tine și să faci ceva atât de tare încât toată lumea să te aplaude, ăla-i spectacolul unei crize bine rezolvate. Voi aveți talentul de a face dintr-o nenorocire un avantaj pentru asta clientul vostru. Asta e arta și spectacolul. De aia spuneam că e... Ioana, sunt curios dacă oameni, nu neapărat firme, apelează la serviciile de PR. A fost un caz relativ de curând cu o somitate din zona medicinei despre care au apărut niște articole că a făcut și adres niște lucruri ce nu l-ajutau la imagine. El a apelat la o firmă de PR cu care a încercat cumva să-și cosmetizeze imaginea. Sunt dese genul ăsta de cazuri? Noi, de exemplu, nu prea lucrăm pe personal branding. Nu prea am lucrat. Sunt cazuri, dar... Sau vine o influenceriță. Ăsta e un caz din zona mai negativă. Dar o influenceriță. El a început de drum și vrea să-și facă o imagine de divă absolută în România. Apelează la voi? Nu la agențiile de PR. În general sunt freelanceri și pe oameni... Sunt consultanți care fac asta. Noi, de exemplu, în ultimii ani nu prea am făcut, pentru că e o zonă foarte imprevizibilă și în România nu e foarte multă disciplină. Adică, trebuie să vă asculte. Deci brandurile personale sunt mult mai imprevizibile decât brandurile. Fac o poză tăcute. Greșită și au anulat toată munca voastră de 3 luni de zile. Da, asta e risc. Există PR fără social media? Nu. În ziua de azi nu mai există, pentru că e principalul canal de comunicare. Ioana, ce înseamnă să conduci o agenție de PR în vremuri de pandemie? Lucrul de acasă a scăzut sau a crescut randamentul echipei? Unii se plâng că nu dau același randament de acasă comparativ cu serviciu. Randamentul a crescut enorm. Deci pe eficiență am fost... Păi în primul rând că am muncit mult mai mult și am fost focusați. Pentru că am realizat cât de mult pierdeam la pauze de țigară și la socializare. Da, pauzele alea de țigară, cel puțin în cazul meu, reprezintă o sursă de creativitate, pentru că acolo se mai întâmplă niște discuții care chiar te ajută pe proiectul la care lucrezi tu. Am câștigat ceva, deci am câștigat eficiență, am câștigat focus, am realizat mult mai multe decât am fi realizat dacă am fi mers la birou. Am pierdut foarte mult pe plan uman și am pierdut foarte mult din
nu știu, din nivelul de fericire, dacă pot să spun așa. Adică noi ne simțeam bine la birou, eram fericiți împreună, râdeam mult. Wellness-ul s-a dus. S-a dus. Deci, Ioana, cum vezi jurnaliștii atunci când ești de cealaltă parte a baricadei? Cum se poziționează agențiile de comunicare față de ei? Nu pot să vorbesc la general despre agențiile de comunicare, dar pot să vorbesc despre noi sau ce am încercat să facem. A fost să îi respectăm, să ne respectăm unii pe alții și să înțelegem că ne ajutăm reciproc. Uneori se poate, uneori nu se poate, unele știri sunt de interes, uneori la unele doar mi-am încercat norocul. Adică cumva să existe această relație de colaborare, în niciun caz de superioritate. Noi venim că avem bugetele clienților pe mână și îți punem pumnul în gură, niciun caz în zona asta și nici ei în zona, eu sunt jurnalist, tu îmi dai mie un bullshit de PR-istic. Ar trebui să se protejeze ambele zone, una pe cealaltă, pentru că sunt cumva interdependente. Da, da, exact. E nevoie. Cum faci un brand să devină vizibil, credibil într-un timp foarte scurt? E o strategie anume? Păi aici cu timp foarte scurt trebuie să faci ceva strigător la cer, trebuie să faci ceva neconvențional. Outstanding. Aici poți să faci. Deci dacă vrei să faci ceva complet curajos, poți să ieși într-o săptămână să fii pe toate gardurile sau te asociezi cu o vedetă și iarăși instant ai vizibilitate. Adică sunt niște lucruri, dar cel mai sănătos este tot să faci ficătura chinească pe perioadă mai lungă, să construiești cărămidă, pentru că aparițiile astea, boom-urile astea, nu sunt neapărat. Pe termen lung nu sunt câștigătoare. Nu. Sau... Și e foarte greu să rămâi acolo. Mie mi se pare că s-a diluat foarte mult curajul în campaniile din România. Unde e curajul ăla? Ce se întâmplă cu el? Anihilat. De ce? Pentru că asta spun sondajele efectuate, că oamenii nu reacționează prea bine la un spot curajos și că preferă aceleași lucruri terne, prăfuite, obosite și supra-rodate pe toate televiziunile de ani și ani de zile. Da, deci în ultimii 5-6 ani a fost o presiune foarte mare pe rezultate și pe investit banii cu rezultate sigure și atunci a fost prea puțin experimentare. Deci asta și noi am suferit mult. Da, pentru că și pe voi vă întristează, că am discutat cu cineva din zona de publicitate și îmi spunea, păi băi Vlad, noi când mergem la client venim cu 4-5 variante, care ușor încep să dispară și rămâne în picioare cea mai simplă și cea mai lipsită de creativitate, pentru că cu aia rezonează clientul nostru. Da, și nu e o problemă de bugete. E o chestie de mentalitate, cred că. Nu vor săriște și vor rezultate sigure. Adică mai bine să câștigăm mai puțin, dar știu sigur că pe calea asta bătătorită voi avea niște beneficii, decât să, ok, poate o să am super succes, dar și dacă nu-mi iese, pentru că publicul în momentul ăsta e foarte sensibil. Stă cu like-ul, cu hate-ul în mână și abia așteaptă să te prindă la cotitură. Abia așteaptă publicul din social media. Cred că ați văzut. Știu foarte bine. Super hate. Exact. În rețele sociale. Și atunci companiile nu vor să mai riște prea multă controversă. Pentru că de la hate-uri și ajungi la boicot imediat și încep tot să spună numai cu respect. Noi nu suntem buni la boicot. Nu se merge până la capăt. Gură un pic, boicotăm, că facem. Nu, am văzut ce înseamnă boicot în Grecia, când erau supărați cu datoria lor fabuloasă și cearta cu nemții, cu Angela Merkel acum câțiva ani. Și boicotau toți retailerii germani. Nu găseai o mașină în parcările lor și zic, băi, asta solidaritate, boicot ca lumea. Noi nu mai alimentăm de la trei ore. Exact. Și noi am fost implicați în câteva boicoturi de partea cealaltă și inițial ne-am speriat. Am zis, au făcut listă de semnături, stai să vezi. Aiurea, deci până la prima promoție, prima reducere de prețuri, adică nu vrea, de fapt, pe hârtie era boicotul, pentru că era, la nivel dădea verbal. Dădea bine să fii pe lista aia, Poți să-mi spui despre ce produse sau firme au fost boicotate? Este de la consum, de la benzină până la nu cumpărați produsul ăsta, nu cumpărați lactatele, nu știu care, din supermarketuri, că nu știu unde sunt produse, adică... Mai era legenda aia despre o anumită bere din România, nu e românească, e o bere străină, că de unde își extrag ei apa, în cimitir. Exact, genul ăsta de povești, care dispar cum apar, dar pe moment sunt destul de neplăcute pentru... Și aici interveniți voi, când dacă... Se lansează, să zicem, pe Facebook sau pe Instagram, pe story-ul ăsta, că, băi, apa din care e făcută berea respectivă, extrasă,
de sub un cimitir, atunci vine compania respectivă și dă o dezmințire prin voi. Măi, da, stați liniștiți, apa e bună, nu a fost niciun cimitir. Da, exact. Care crezi că este comunicarea viitorului? Pe ce crezi că se va merge? Ce crezi că va renta? La ce se va renunța? Mi-e foarte greu să spun, pentru că apar atât de multe lucruri tot timpul, noi. Adică, uite, TikTok-ul. TikTok-ul în momentul ăsta este numărul unu, crește foarte, foarte mult. Ce este astăzi, super hot, săptămâna viitoare, nu mai este. Adică totul e o mișcare de asta foarte, foarte rapidă. Deci apar tot felul de canale. Dar ce rămâne este acest flux de comunicare tot timpul. Mesajul e același, practic. Mesajele se păstrează, da, nevoile oamenilor sunt aceleași, că au nevoie de conectare, de, să fie cineva acolo, de conectare, exact. Că acum sunt foarte multe promoții, am văzut, chiar asta era un trend în care brandurile te încurajau să lași telefonul deoparte. Deci, cum arată, Ioana, o agenție de PR post-pandemie? Apar departamente noi la voi, nevoi noi, tendințe noi, oameni noi? Păi, în primul rând, trebuie să vedem departamentul, agenția post-pandemie. Ați angajat sau ați dat afară în perioada asta? Am și dat afară mai întâi. Ok. Deci, pentru că ne-au dispărut foarte multe proiecte anul trecut, din luna martie. A fost un an foarte imprevizibil. Deci, primul moment a fost... A picat tot ce aveam planificat. Tot. Și peste câteva luni, în care a fost liniște, a fost acalmie, după aia a revenit și a revenit mai puternic decât eram înainte să începe. Și ați reangajat oamenii plecați după nevoie de forțe. Da. Deci a fost un departament, de exemplu, care și-a pierdut complet obiectul de activitate, departamentul de evenimente. Aveam evenimente planificate de sute de mii de euro până la sfârșitul anului și au picat toate peste noapte. N-a mai existat nimic. Am citit un interviu de ale tale și am rămas impresionat. Ai zis în interviu ăsta, am devenit matematici, nu mai construim avioane supersonice, ci avioane de hârtie foarte bine targetate. De ce crezi că s-au schimbat lucrurile, strategiile de PR? Da. Dar asta s-a întâmplat de câțiva ani deja. Adică nu a fost... Să vedem COVID-ul cum va reașeza lucrurile. Clar va fi un nou tip de comunicare. Dar deja de câțiva ani, adică acum 10 ani ne jucam foarte mult. Eram la începuturi, deci experimentam foarte mult. Deci mi-aduc aminte de o campanie în care am aruncat bebeluși din avion. Niște păpușele micuțe cu parașute și pe plajă. În Mamaia și tu să te liniști pe plajă și te trezeai cu un bebeluș cu parașută și mesajul unui copil poate aștepta apărea când te așezi mai puțin, protejează-te. Excelent. Ce mai bine, da, cum să transmiți mai bine mesajul decât că te lovești un bebeluș în cap? Adică era evident. Știu că ai fost și în juriul la Cannes. Da. Da, e un festival de publicitate acolo. Da. Ai noștri, crezi că ar fi meritat să iau un premiu și... Au luat cei noștri, au luat cu campaniile, celebrele campanii, cu Roma, adică în ultimii ani România a făcut imagine, o impresie foarte bună la Cannes. Am fost mereu în juriu de câțiva ani. Deci eram foarte creativi. Eram o piață, adică o industrie, inclusiv noi la PR, deci am fost la nu știu câte competiții de PR. La un moment dat, lucrurile au devenit mult mai serioase și parcă... Poate că piața s-a maturizat, poate că eram în copilărie în care și noi și clienții ne jucam și abia descopeream, aveam bani pe mână, nu știu, și ne jucam. Și poate că după aia am început să devenim mai maturi, să ne gândim banul, investesc banii ăștia, ce obțin sau doar cheltui banii clientului, pentru că de multe ori ne-am îndrăgostit de niște idei și am cheltuit banii clientului. Adică... Dar așa e normal să se întâmple. Da. Trebuie să fie fan. Dar și clienții erau foarte entuziasmați. Adică împreună construiam toate avioanele. Win-win situation. Ați fost fericiți și clienții la fel. Există un nou trend în companiile de responsabilitate socială a corporațiilor. Am văzut că majoritatea joacă această carte. Noi ne gândim la voi, suntem alături de voi. Da. Ținem la curățenie, ne dăm cu dezinfectant, aveți toate condițiile să faceți cumpărături de la noi. Da. Mesajul pare că se repetă la fiecare companie în parte. Păi da, dar nu au... asta e zona, deci acum asta e trendul. Consumatorii spun că ce își doresc să vadă, companii implicate social, companii responsabile, care pun responsabilitate înaintea profitului. Deci peste tot, că consumatorii din România sau consumatorii din America, toți pun această presiune. Deci este trendul solve, don't sell. Deci nu mai vreau să mai învinzi nimic. Nu mai îmi spune ce minunat e produsul tău. Spune-mi cum salvezi tu planeta.
Și mai mult, este un, o așteptare... Asta e efectul Greta Thunberg. Da, da, da. Deci, e pe, deci companiile se transformă în ONG-uri și în, iarăși, branded government, în care ne așteptăm să facă treaba a guvernului și a autorităților. Deci asta vrem de la companie. Ați arătat că știți cu marketingul, știți cu aveți oameni deștepți, aveți resurse, aveți bani. Da, noi. Rezolvați problemele lumii. Da, exact. Da, da, asta e presiunea. Salvați balenele. Da, 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 și săracele companii se adaptează, adică învață din mers, se adaptează, dar ăsta e trendul acum să mergi pe campanie. Ioana, îți mulțumim frumos pentru prezența în show-ul nostru. A fost o plăcere să te-am invitată. Mai ales, e unul dintre subiectele mele preferate ăsta de PR. Îți dorim succes și cât mai multe campanii de succes de acum încolo. Mulțumesc. Te mai așteptăm pe la noi dacă accepți invitația. Noi luăm o scurtă pauză, băi, dar scurtă, după care revenim cu a doua invitată. Este vorba despre cineva din zona de wellness. Hai, poate o să o rezolvăm și pe asta cu wellness-ul. Rămâi cu ochii pe mine și vei vedea. Am revenit cu cea de-a doua invitată, așa cum ți-am promis. Este vorba despre Sorina Fredholm, antreprenor, fondator One to One Tribe, site de sănătate și wellness. Well, let's talk about wellness. Well, let's do that. Let's do that. Măi... Wellness. Explicăm termenul și explicăm jobul ăsta, cu ce se ocupă, cam ce servicii oferi tu clienților. Păi termenul este, în primul rând, vrea să transmită ideea de a te simți bine. Mm-hmm. În primul rând, bine în pielea ta. Știi, nu neapărat cum arăți, ok, ești fit, nu ești fit, ești slab, nu ești slab. Important este să ne simțim bine înăuntru, că de acolo pornește tot. Adică tu ajuți urâții să se simtă bine cu ei. Nu e vorba de asta. Cu toții ar trebui să ne simțim bine în pielea noastră. Cred că la asta aspirăm cu toții. Și în pielea noastră. Și în a noastră. Să te simți bine și în pielea ta. Da. Da. Ești fondatoarea site-ului One to One Tribe, un site de sănătate și wellness. Ce găsim pe site-ul tău? Cu ce ne motivezi? Cu ce ne inspiri? Păi folosim toți termenii ăștia pentru că, în primul rând, site-ul este internațional și ne adresăm global. Oh, da. Ești un guru mondial? Nu sunt un guru în niciun caz. În schimb, am o viziune. Da? Și simt că misiunea mea este să ajut oamenii. I have a dream. I have a dream, yes. And I hope I will achieve it. Păi... Din moment ce ești aici, înseamnă că da. L-ai cam realizat. Da, este, nu este un site neapărat, este un marketplace, o platformă, da, care vine și sub forma unei aplicații mobile. Deci este un app care adună experți în wellness, da, într-un stil de viață sănătos, sustenabilitate și activitate fizică și când vine vorba de o nutriție sănătoasă. Mm-hmm. Deci încercăm să acoperim toate categoriile acestea verticale de sub umbrela wellness sau well-being. Wellness pentru bețivi nu se poate, nu există. Ba da, cu siguranță există și ceva de genul acesta. Încă nu am atins acea categorie. O luăm treptat, ei, așa mai voie clasic. Sau ce? Au, toată lumea. Întâi rehab și după aia sau cum e? Suntem cu brațele deschise pentru toată adică lumea. Un tip care nu are neapărat un stil de viață sănătos, mai bagă un pahar de vin la știrile de seară, se mai uită la Alef la emisiunea asta și mai bagă un pahar. Deci ai voie să mai și bei. Da, sigur că da. Dar în primul rând ne adresăm celor care vor să facă o transformare în viața lor. Nu neapărat vor să renunțe la ceva, poate vor să adopte ceva nou, vor să înceapă ceva nou. Proastele obiceiuri. Da, sau... cu siguranță. Da, da, exact. Să nu mai mă trezesc noaptea și să golesc frigiderul la ora 4 dimineața, fără să știu. Asta, ok. Da, sunt. Avem o problemă, cu siguranță. Hai mă lunatic. Da, ok. Da. Ai putea să rezolvi treaba asta, nu? Da, cu siguranță va exista un expert dedicat pe partea asta. Și eu asta încerc să fac, să adune acești experți care să acopere mai multe categorii, mai multe dorințe, mai multe nevoi. E o chestie mai complexă. Adică da. Nu există doar o oră de wellness pe zi. Să zici, băi, e ora mea de wellness. Eu ce am înțeles, că m-am documentat cât de cât pe internet, wellness-ul ăsta e plăcerea de... a trăi clipa și a o digera și a te bucura de frumosul ei în esență în momentul ăla, cum ar fi.
Acum eu am o invitată foarte faină, frumoasă, deșteaptă și mă bucur de prezența ei și de momentele astea pe care le am acum. Asta e secretul vieții. Nu de, până la urmă. Da? Să ne bucurăm de moment. Eu îmi trag și palme uneori. Zic, băi, n-am uitat să mă bucur de moment. What da, the fuck? Uităm, din păcate, trăim în trecut sau în viitor. Și asta e cea mai mare problemă. Că nu trăim aici în prezent și nu apreciem ceea ce avem și nu suntem prezenți. Aia se întâmplă de multe ori și în viața de zi cu zi. Că trece clipa, dar o observ că sunt din ce în ce mai puțini oameni dispuși să poarte un dialog și dispuși să te asculte până la capăt ce ai de spus tu. Da. Pentru că ei consideră că problemele lor sunt mai importante decât problemele tale și pe de o parte poți înțelege lucrul ăsta, dar e neplăcut în arta conversației să întâlnești este neplăcut ăsta. Și mulți nu realizează că poate vor primi un răspuns din partea cealaltă. Poate o întrebare sau poate o problemă pe care o au, dacă vor fi atenți, vor asculta mai mult, vor fi prezenți, poate vor găsi răspuns la problema lor, chiar dacă vine din partea celuilalt. Corect. Există rețete perfecte pentru un stil de viață sănătos sau diferă de la caz la caz? Diferă de la caz la caz și suntem toți diferiți și trebuie, în primul rând, eu merg tot timpul pe ideea de a-ți găsi motivația ta. Care este scopul tău în viață? De ce îți dorești să faci o schimbare? Și trebuie să sap destul de adânc. Să fii fericit. Eu cred că ăsta e scopul exact. Tuturor. Ăsta este scopul tuturor, să fim fericiți. Da? Și totul se ajunge la un sentiment, la cum ne simțim până la urmă. Și de acolo pornim. De acolo începem să construim, da? Să ne construim rețeta noastră, rutina noastră de well-being, de wellness. Pentru unii înseamnă să te trezești foarte devreme, the 5 a.m. club. Okay. Pentru unii înseamnă, nu știu, să-ți faci meditația seara ca să te ajute să dormi mai bine. Alții merg doar pe partea de alimentație, sunt foarte focusați să mănânce sănătos, să se hidrateze, să mănânce multe legume. Pentru alții înseamnă să alergi la maraton. Deci trebuie în primul rând să-ți găsești, nu știu, activitățile care te fac să te simți bine, eu în asta cred. Pentru că dacă nu faci ceva, ceea ce faci să te simți bine și nu e plăcere, nu e ceva pe termen lung. Dar viața, din păcate, nu îți oferă numai lucruri pe care să le faci cu plăcere, îți mai oferă și lucruri mai puțin plăcute, dar aici e vorba de proporție și cum treci peste lucrurile astea mai puțin plăcute. Voi cumva sunteți niște psihologi care ajută omul să depășească aceste mici obstacole și să rămână în zona de bine permanent. Cumva așa văd eu. Da. Sunt diletant în zonă, eu cu wellness-ul mai greu, dar sunt interesat. Nu spun nu. Sunt interesat să ceea ce aflu e foarte important. Detalii, nu resping. Cât de important este să-ți cunoști corpul? Ce-ți cere, de ce are nevoie, ce e prea mult, ce nu tolerează? Foarte important să-ți ascult semnalele corpului, pentru că el știe cel mai bine. Și organismul nostru este ce super vrei de la smart. Mine? Ce vrei, da? Ce-mi spui? Ce mai vrei de la mine? Nu, ți-am dat destul. Da, este. Trebuie să ne conectăm cu corpul nostru, dar cred că mai mult decât cu corpul nostru, cu intuiția noastră. Da, deci de acolo pornește. Cu inima. Mai mult decât cu mintea. Ești adepta ipotezei că inima dictează. Te duce unde trebuie da. Mai degrabă decât rațiunea și creierul? Da. Sunt convinsă că există momente când ai nevoie și de rațiune și să fii analitic și pragmatic, dar e acel gut feeling, știi? Ăla e. Sorina, cum ne ascultăm corpul pentru a înțelege de ce apar poftele pentru anumite alimente și cauzele frecvente ale poftelor? Există poftele acestea, sunt foarte legate de starea noastră emoțională și psihică și dacă nu suntem ok acolo, dacă nu suntem echilibrați pe partea asta, pot să vină din, nu știu, probleme pe care le ai la job, probleme pe care le ai în relație, diverse probleme. Simți nevoia să compensezi prin alimente? Cu siguranță, da. Faci emotional eating sau emotional shopping, poți să mergi în golurile. Să umpli golurile, da. Ok. Cât de mult a schimbat pandemia obiceiurile de viață ale oamenilor? Pentru tine cum a fost? Te întreb pentru că intri în contact cu foarte mulți oameni pe platforma ta și te cam prinzi. Da, îți dai seama că oamenii au fost afectați în diferite moduri. Unii chiar pe parte pozitivă, aș spune. De exemplu, eu am un stil de viață sănătos, da? Păi
Ești lidera exact, tribului. Exact, sunt lider. Dar, uite, în perioada pandemiei m-am antrenat mai mult. Am acordat mai mult timp meditației, exercițiilor de respirație. Poate unele deci lucruri pe care... Deci te impozitează ăștia meditația. Da? Ok. Așa au zis. Pe bune? Da, pe bune? Meditațiile, consiliul elevilor, nu știu cine a luat decizia asta, decizie, că nu le aparține decizia, dar au sugerat că ar trebui impozitate meditațiile, așa că nu mai înțeles. Medita fără factură. Fără factură, da. Da. Dar dacă meditezi pentru mine, este ok, nu? Să-i întrebăm. Mai întâi. Da. Da, cred că perioada aceasta și lumea, într-un fel, apropo de comunitate și de trib, parcă lumea s-a adunat și lumea a început să susțină mai mult ideea de well-being și de wellness. Cel puțin în bula mea, unde eu lucrez și unde eu cu cine interacționez eu, am simțit chestia asta și în comunitatea noastră. Vorbesc de toată comunitatea noastră de pe online, de pe One-to-One Tribe. Ai un soi anume de public, un tip anume de client sau clientă? 25-35 de ani, studii superioare. Da, avem, îți dai seama că avem un core target, să zic. Care? Și sunt între 25-45, cam astea okay. este, da. Majoritatea clienților noștri sunt din state. Asta pentru că noi am lansat cu primul expert Darren Olin, care este din Statele Unite. Este și gazda documentarului Down to Earth de pe Netflix, nu știu dacă poate l-ai văzut, un documentar focusat pe wellness și pe sustenabilitate. Și poate de aceea avem și majoritatea membrilor din Statele Unite și mai mult din Europa de vest. Dar dacă aș să o luăm ipotetic așa, dacă eu aș veni client la One to One Tribe, da, aș fi un amărât care câștigă 20 de milioane pe lună, abia reușesc să trăiesc de pe o zi pe alta. În cazul meu, wellness-ul unde mai e? Poți să-mi găsești wellness în situația asta? Păi, în primul să-mi rând, dai și mie niște wellness? Programele... costă, programul lui Darren, de exemplu, îți dau exemplu concret, $49 și ai acces la el un an întreg. Uh-huh. Este o călătorie, vreau să numesc mai mult decât un program, spirituală de 21 sau... de zile. Da, cu siguranță e și o călătorie spirituală, dar este și o călătorie în zona de mâncare, de nutriție, de activitate fizică, de alte obiceiuri sănătoase, exerciții de respirație, meditație, educație foarte multă. În fiecare zi, de exemplu, ai acces la un video de la Darren care te învață lucruri noi. Am da? Nevoie să știu exerciții de respirație pentru wellness? Da, cu siguranță. Știu că am nevoie să fiu atent la respirație în cazul unui atac de panică. Atunci, da, trebuie să fiu atent cum respir ca să ies din, exact. Din starea. Da, da, foarte bine ai spus. Pentru lucrurile astea le recomandați un anumit soi de respirație? Da, ar trebui să integrezi, ar trebui, cuvântul ăsta, ar trebui... Ar fi bine să integrezi o rutină de respirație în fiecare zi, pentru că atunci nu ai mai ajunge la acel atac de panică în timp, dacă le-ai face constant. Deci toate astea ar trebui să le faci constant, da? Ca să ai rezultate a la long. Mm-hmm. Nu merge, vii azi, faci niște wellness și peste 3 luni te trezești că am uitat, mai hai să mai prea e nevoie de consecvență. Consecvență, cu siguranță. Sorina, mulțumesc pentru răspuns. Luăm o scurtă pauză, după care, revenim cu wellness. Am revenit cu wellness. Sunt aici în studio cu Sorina, discutăm despre această zonă de wellness. Nouă pentru mine, cel puțin e destul de nouă, pentru fetele din corporații cred că e destul de veche, dar ne updatăm, suntem dornici de a afla lucruri noi și Sorina e dispusă să ne învețe și să ne ajute în sensul ăsta. Cum arată o zi din viața ta? Ce mănânci? Cât timp faci sport? Cam între ce și ce te împarți? Pun foc pe amândouă, nu pot să aleg, că îmi plac amândouă. Mănânci și faci sport în același timp. Nu, fac o pauză. Hai că te trec așa printr-o zi, zi de-a mea. Mă trezesc undeva pe la ora între 6.45, 7.7 și acum depinde și de sezon, acum vară o să mă trezesc și mai devreme. În primul rând beau apă.
Ești foarte, foarte important. E adevărat asta cu bezi 2 litri de apă pe zi să nu muriți? Nu e adevărat. Ar trebui să bei mai mult de 2 litri. Sau poate tu ar trebui să bei mai mult, eu mai puțin. Nu există, ce, o, există o formulă. Dai, ai un anumit număr de kilograme, ești mai înalt. Ok, te-am dat exemplu pe tine, dar cineva care locuiește într-un climat tropical, transpiră foarte mult sau face foarte mult sport. Adică pierde transpirație. Da, exact. Toate lucrurile astea trebuie luate în considerare când decizi. Și există o formulă pe care o găsești pe internet și îți calculează exact. E și o aplicație care spune când să bei apă. Și în aplicația noastră există și poți loga ca să ții evidența cantității de apă. La 9 te apuci de yoga sau... Mai devreme puțin de 9. Ia zi-mi ce aură am. Păi încerc... Nu. Nu vezi aure? Nu văd aure. Nu. N-am aura cu mine azi? Nu ai. Unde am... s-a dus? Unde mi-e aura? Da. Unde e? Ai dat-o? Ai renunțat la ea? Mi-au tuns aura. Aura, da. Deci după ce beau apă, foarte important și recomandă toată lumea să înceapă cu apă, cel puțin 2 pahare de apă. Apoi trec în zona de ori exerciții de respirație, ori yoga. Eu câteodată mă antrenez și fac și fitness, fac și antrenamente funcționale. Deci nu le combin. Nu ai făcut sport înainte sau vin într-o Nu, zonă... e foarte interesant. Eu n-am făcut sport deloc până la 25 de ani. Deloc, aveam deloc? Motivație la sport în timpul liceului. Da, ai avut arderile bune. Practica chestia asta, da, am avut arderile bune, da. Nu, să știi. Pentru că am început să fac sport pentru că mă îngrășasem și nu mă mai simțeam bine, okay. Adică parcă nu mai eram ok, pentru că ok, până la 25 de ani lucrurile au funcționat ok, natural, da. Dar nu mă interesa în mod deosebit nici ce mâncam, nu eram activă, nu eram interesată deloc de zona asta și când m-am mutat în București, am început să văd oameni aleargă, oameni merg la sală, abonament la sală, era interesant, era atractiv. Era vorba de un statement. Era de un statement atunci, cu siguranță. Să arate că au posibilitatea asta, nici de cum, că ar avea vreo inclinație spre sport. Da, uite că eu am mers și am... Tu ai luat-o în serios. Am luat-o în serios, exact. Am rămas doar eu. După ce ai slăbit... Din propria mea experiență, ai fost rea o perioadă. Așa, bici. Nu? Te-ai răzbunat pentru toată perioada, că n-ai fost slabă? Nu. Și nu am avut diferențe foarte mari. Pur și simplu nu mă simțeam eu bine și vroiam să vedeam în jurul meu. Self-esteem-ul tău era afectat? Da, era afectat și mi se părea o zonă interesantă. Adică m-a atras, pur și simplu. Am mers pe intuiție. M-a atras, mi-a plăcut ideea asta. Și după aia ai transformat-o într-un business. Am transformat-o într-un business. Am lucrat foarte mulți ani la Work Class și acolo în zona de fitness. Îți dai seama că eram înconjurată de wellness. Și apoi am vrut să duc lucrurile puțin mai departe și să merg pe zona de online ca să ating mai mulți oameni. Păi și ai atins. Câți oameni are platforma asta în momentul de față? În momentul acesta avem aproximativ, bine, pe Instagram avem în jur de 35.000 de oameni, aproximativ 20 ceva de mii de oameni au descărcat aplicația și o folosesc. Asta e contra cost? Cum se întâmplă? Se descarce aplicația, este gratuit și ai și câteva zile de free trial în care poți să încerci unul dintre programe, să vezi dacă îți place, dacă ți se potrivește și apoi plătești costul programului. Fiecare program are un cost diferit în funcție de expertul, de complexitate, de perioadă, lungimea programului. Ok. Sorina, care e diferența dintre un regim vegan și unul vegetarian? Păi să continui atunci cu ziua mea, niște nuanțe. Să spun ce mănânc. Da, hai să continuăm. Ajungem la meniul principal. Suntem doar la ora 9 dimineața. Ok, ora 9 dimineața, Sorina a terminat. După ce am făcut puțin sport, sportul și apa. Și apa. Două pahare de apă. Ok. Smoothie. Deci green smoothie, nu pot să trăiesc fără smoothie-ul verde în fiecare dimineață. Pentru mine e foarte important să consum foarte multe legume în primul rând. Și un regim alimentar vegan înseamnă să nu consumi nimic de origine animală. Deci nimic. Okay. Lactate, carne, pește, fructe de mare, nimic ce vine de la animale. Deci acesta este regimul meu alimentar pe care l-am... Fructe de mare, nu? Nu. Aici m-ai lovit. Te-am lovit? Mă gândeam că poate dar tu pești... poți să rămâi cu fructe peștele era ok, adică... Da, depinde de din ce sursă provine și asta oricum, în general, toate... Și când vine vorba de legume și de fructe, contează foarte mult de unde provin. Să fie provin. Bio, să fie... Să fie organice, da. Îți dai seama, să nu conțină pesticide, chimicale și...
cât se poate. Noi avem oricum acces la legume, cel puțin aici în România, mi se pare că avem surse bune de legume. Aparent, de da. Din ce am mai discutat și eu cu oamenii de pe la țară, au început și ei să pună chimicale. Au început cu siguranță. Chimicale. Dar cunoști omul, găsești variante. Care e plăcerea ta? Vinovată, dar sănătoasă, Sorina? Sună așa oximoronic, sună oximoronic și vinovat și păi sănătos. Păi eu să spun, îmi place foarte mult pizza, dar o fac varianta sănătoasă. Fără blat. Da, exact, doar rucola. Doar legumele. Fac și blatul. Blatul poate să fie și dintr-o variantă fără gluten, dar poate să fie și pe o variantă de alge. Pentru că pe blat... Trebuie să gătim atât împreună. Pizza cu blat de alge. Vin cu niște idei foarte interesante. Aici la imaginație stau bine. Da. Ce ți oferă echilibru în momentele dificile? De ce te agăți tu? Ai probabil un hook acolo. Am cățelul meu. Ce cățel ai? Un labrador. Tokyo. Fetiță. 4 ani. Sunt superb labradori și sunt foarte deștepți. De asta nici nu prea stau pe lângă ei. Ce foarte... Că ăștia au și intuiție. Le merge prin capul. Da. Sunt periculoși. Da, o iubesc foarte mult și îmi dă atât de multă energie și, da, este sursa mea de fericire. Mă așteptam să spui iubitul meu. Și iubitul, soțul nu, meu. Nu, iubitul meu labrador. Iubitul meu labrador. Suntem ceea ce mâncăm, Sorina. Și natura, scuză-mă, și că natura. Când interacționez cu natura. În pădure. Mă duc în pădure, da, la munte. Ok, bine de știut. Suntem ceea ce mâncăm, asta vreau să aflu. Suntem ceea ce mâncăm. Îți dai seama că tot ce ne luăm din alimente, dacă sunt ingrediente sănătoase, dacă sunt nutriente... Adică care dacă eu mănânc, am mâncat carne de porc astăzi, e posibil să mă comport ca un porc? Posibil. Trebuie să te urmărim, să te analizăm. E posibil să am o ieșire din asta. Dacă tu mănânci des, deja ar trebui să știi asta. Păi nu, că alternez. Alternez. Uneori sunt o gâscă. Iar ar fi trebuit să fie o gâscă. Ei, eu sunt gâscă. Atunci înseamnă un mare brocoli. Brocoli? Da. Brocoli, verde. Dacă te uiți la un brocoli așa, zici că e copacul vieții. E un copac, da. Da, da. E foarte ca un bonsai. Așa mi se pare că arată. Ce prejudecăți temere oamenii față de schimbarea stilului de viață? Le este frică cu siguranță de schimbare, de eșec. Le este frică de a ieși din zona aceasta de confort, pe care mulți o apreciază. Da, și respectă viciile, da, cumva. Da, exact. Cred că nu trăiesc în prezent, trăiesc în trecut sau în viitor. Și eu le-aș recomanda să-și analizeze mai mult motivația, scopul până la urmă, ce-și doresc. Și atunci de acolo pot, într-un fel sau altul, să fac anumite schimbări și să nu se focuseze neapărat la ce trebuie să renunțe. Ce mai degrabă la ce trebuie să ce vor să înceapă, ce să adopte. Alte lucruri care, dar și din nou să le aleagă pe unele, nu știu, care să le dea anumită plăcere. Adică dacă nu-ți place să alergi deloc, nu suporți, nu te duce să alergi. Adică găsește alte variante să fii activ. Găsește o gașcă ce să te fugărească. Cu siguranță. Să te oblige să alergi. Da. Du-te în cartiere rău famate și vei fugi. Găsești niște stribu sau găsești. Fugi de el sau fă ceva. Băi, mă duc în Rahova că am program de alergare astăzi și altceva nu mă poate determina. Băi, deci creativitate. Dacă... Și acolo, prin firma ta, vorbim cu niște oameni mai impunători și așa... Se aștepte la așa, cu niște echipuri înspăimântătoare, să pornească programul de fugă. De fugă. Și vei fugi. Acum, ținând seama că mai e puțin și vine vara, fetele se gândesc cum să facă să mai slăbească după sărbătorile astea un pic. Noi ne gândim, bă, six-pack-ul ăla a rămas doar în six-pack de bere, nu e niciun six-pack pe abdomen. Cum facem să revenim la o condiție cât de cât decentă pentru sezonul estival? Da, aceste quick fix-uri eu zic că nu funcționează. Cum dăm mânerele jos dăm mai repede? Jos, da. Ne prindem de ele.
Există variante și normal că trebuie să te duci în două zone în primul rând, la alimentație și la activitatea fizică, dacă vrei să ai rezultate, nu știu, într-o lună, două luni, martie, aprilie, mai iunie, în iunie trebuie mănânci să fii. Mănânci mai sănătos, te uiți puțin. Avem la ceea ce mănânci. Avem timp în trei luni câte chile am putea să dăm jos? A, depinde, eu nu pot să spun, dar poți să dai câteva chile. Nu câteva, 4-5 chile. 10, un. Câte ar fi sănătos să nu o dăm nici în extrema aia, în să stăbim prea în câte mult. Luni ai spus? Nu știu, în trei luni. Vreo 2 kilograme pe lună. Pe lună, spune. 6 kg, avem timp. Da, avem timp, suntem okay. Și putem să le dăm jos suntem sănătos. Dar trebuie să ne ținem de chestia asta. Ok. Să mâncăm mai sănătos, să bem foarte multă apă, să fim activi. Trei lucruri. So simple. So simple, dar... Sorina, îți mulțumim din suflet pentru prezență. Și eu mulțumesc. Radiezi așa, aproape că mă convingi doar uitându-mă la tine să încep și eu un stil de viață sănătos, cu wellness, cu ăstea. Ești solară cumva, ca apariție, ca energie degajată. Îți dorim succes pe viitor cu One to One Tribe, hai să zicem One to One, One, to One Tribe pe da. Instagram sau? Pe Instagram, da, onetoonetribe.com. onetoonetribe.com. Eu voi fi cu tribul meu și mâine seară, tot aici la Aleph News, tot la aceeași oră. Până atunci, rămâi cu ochii pe programele noastre.